Bună, eu sunt Mihaela Marinescu și alături de soțul meu am creat Colorat by Mihaela Marinescu. Pentru cei care ne cunoașteți, noi suntem marinești. Ne ocupăm cu recondiționarea și reinterpretarea mobilierului vechi. O facem cu pasiune. Nu a fost pasiune de la început, dar ne place. A început să ne placă și de fiecare dată, așa cum vă spunem și în poveștile noastre, care au fost înscris până acum, suntem binecuvântați. Facem ce ne place. Azi se împlinesc 2 ani de zile de când suntem și noi prezenți în mediul online și mi-am făcut curaj să mă prezint, să se vadă puțin și omul din spatele pieselor, pentru că de fiecare dată am avut această teamă. Nu mi-a plăcut să mă expun. Am început în 2020, am început să vopsesc în urma unei depresii. Urmele sunt un picuț mai adânci, din păcate nu sunt pregătită să vorbesc, cei care mă cunosc știu care este problema, dar am avut în spate suportul soțului meu, care a început să-mi cumpere piese mici, a văzut că îmi place, iar cadourile lui erau în fiecare zi o noptieră, o cutie de vopsea, hai să mergem să mai cumpărăm o culoare. Am început să vopsesc și vopseam și teste, foarte multe, foarte multe teste. Marinescu șlefuia, nu am șlefuit niciodată și era frumos că la un moment dat am ajuns în iarna, început iarna. Noi am început să vopsim acasă, în bucătărie, cred că cu toții am început de acasă, noi că am avut ateliere de la început. Și el șlefuia afară la 2 grade și eu vopseam în interior la căldură. Chiar a fost frumos. Începuturile sunt frumoase tot timpul. La un moment dat când am avut eu mai mult curaj și el s-a hotărât să-mi facă o surpriză un pic mai mare, am achiziționat o, eu le zic, comodă mare. Servante, sideboard-uri, oricum, o comodă mare pentru cunoștințele mele din acel moment. Am achiziționat comoda pentru că mă îndrăgostisem de o culoare și mi se părea culoarea mult prea frumoasă să o pun pe o piesă mică. La magazin, acolo la depozit, nu părea atât de mare. În schimb, când am ajuns acasă, mare. Pentru noi 2,40 m mari sau 2 metri, sincer, nu știu, dar era mare, deci pentru cunoștințele mele din acel moment clar era o piesă mare. Pe lângă faptul că avea foarte, foarte multe defecte, lovituri, încuietor lipsă, am mai avut și probleme mari la blat, zgârieturi adânci. Și am hotărât atunci la cunoștințele mele astronomice din acel moment că eu să decapez. Și am început să decapăm. Ca să vă dați seama ce cunoștințe aveam, am decapat în spațiu închis, în bucătărie. Problema a fost că eu nu știam de ce mă ustură ochii. Am citit că este toxic. Am văzut că majoritatea poartă mască, dar am crezut că e poartă masca ca să-mi dea bine la cameră. Inconștiința și pasiunea din acel moment pentru culoarea respectivă nu mai conta nimic. Am decapat blatul odată, a trebuit și a doua oară pentru că nu înțelegeam de ce nu iese din prima, adică de ce nu, doar am folosit decapant, nu? Și a doua oară și a ieșit blatul. A urmat partea cea mai grea. Ce facem cu încuietorile? Pentru că noi nu știam de unde să cumpărăm încuietori. Ce soluție să găsim? Scupăm găurile încuietorilor.
și am găsit soluții. Proiectul a fost ambițios pentru că pentru acel proiect încă este culoarea mea de suflet, Florence, de la Inislom, logic cu auriu în cazul în care nu știați că sunt obsedată de auriu sau eu sunt cea cu auriul, cu ghilimele de rigoare, mă iertați? Eu sunt. Și am făcut o comodă Florence cu mult auriu, cu tapet la interior, tare ambițios pe el. Pentru noi tare ambițios. A durat o lună de zi. Pentru că în fiecare zi nouă ne mai trebuia ceva și nu știam pe ce ne trebuia. Logic, comandam, nu ajungea, mă trezeam poate mai târziu, poate mai devreme, ajungea la o zi, două și atunci întârziam și așteptam. Între timp, bucătăria noastră era plină de polițe, vopsele, uși, sertare, diverse pensule, șmirghel, șlefuitoare. Ajunsesem de o lună de zile, noi am mâncat fast food pentru că eu eram obsedată să nu gătim în bucătărie că o să miroase comoda mâncare. Și am terminat într-un final și comoda. A ieșit un turcoaz superb. Superb. E o lucrare care mie îmi place foarte tare. Chiar dacă am avut bătăi de cap cu ea, chiar dacă a fost greu, acum râdem și frumos când reușești să depășești absolut totul și râzi. Mă bucur că a ajuns la oameni tare frumoși. Am postat piesa după ce am terminat-o pe mobiliere condiționat și a avut un mare succes pentru mine. Eu venind din vânzări, unde o postare, dacă ajungea la 100 de like-uri, însemna că este un produs bun, că va avea, cum spuneam noi, trecere în piață. Iar piesa mea, începător, a avut 600 și ceva de like-uri. Pe mine m-a uimit, adică eram acasă și Marinescu nu era acasă, logic. Nu știam cum să-l chem să vină mai repede ca să pot să-i povestesc. Nici nu puteam să-i răspund la telefon că eu țopăiam prin casă. E un picuț mai greu de înțeles pentru cine nu a făcut și nu trece prin acele emoții. Acele like-uri și acele încurajări nouă ne-au dat aripi. Și cred că aveam nevoie de ele. Nu cred. Sunt sigură că aveam nevoie de ele. Sunt sigură. Și vă mulțumim frumos. Vă mulțumim pentru încurajări. Pentru like-uri. Pentru un emoticon. Pentru absolut orice. Pentru absolut orice. Pentru noi contează. Să vezi că munca ta este răsplătită, că reușești să atingi. Este clar că nu vom reuși să fim pe placul tuturor. Sincer, nici nu vrem să încercăm pentru că este tare dificil. Nu poți fi bun pe mai multe segmente. Cred că cel mai bine e ca fiecare să-și vadă de bucățica lui, să facă ce știe să facă mai bine și să mergem înainte. După o perioadă în care am lucrat și, logic, lucram acasă, am văzut că nu mai avem spațiu de depozitare. Deja la noi nu putea să mai vină nimeni, nu mai era loc. Marinescu nu mai mânca cald acasă pentru că eu vopseam în bucătărie. Am hotărât să ne închiriem un atelier. A fost frumos. A fost frumos. Am închiriat atelierul, primul atelier, greu, la etajul 1. Dacă ne cunoașteți, știți foarte bine că marea majoritatea pieselor noastre sunt piese mari, ce lucrăm piese mari. Acum să vă dați seama cât a cărat Marinescu. Ajut și eu. Dar nu tare mult. Nu tare mult. După o perioadă am fost nevoiți să ne mutăm de la acel spațiu.
și am găsit un spațiu aproape perfect, pentru că nimic nu-i perfect pe această lume, la parter cu rampă de încărcare, ceea ce pentru noi a fost extraordinar de frumos, liniștitor, eram atât de fericiți. Și spațiu segmentat. Eram fericiți că nu trebuie să mai urcăm piesele la etaj. Pentru Marinescu, spațiu a fost foarte, foarte mare la început. I se părea că este imens. Dar nu a durat mult să-l umplem, pentru că suntem binecuvântați. Se vede că ne place ceea ce facem. Și acum lui Marinescu spațiu îi se pare neîncăpătot. Dar mă bucur că soțul meu mi-a dat dreptate, nu? Așa sunt oltencele. Trebuie să vă spun că în spatele acolorat pe Mihaela Marinescu nu sunt mai mulți oameni. Eu nu știu să fac tapiserie, șlefuiesc decât dacă este necesar, și necesar înseamnă să fim tare, tare, tare în urmă. Adică sunt eu, este Marinescu, avem un tâmplar cu experiență de 40 de ani, pentru că bănuiesc că deja ați văzut piesele pe care le facem, bucățele lipsă, picioare rupte, absolut orice. Sunt sigură că dacă ajunge la el, eu sunt liniștită. Cât timp este el în atelier, sunt liniștită. Avem tapițer cu experiență, 30 de ani, care are răbdare cu noi și noi cu el. Dar știm că ne susține și ne face pe plac. Adică încearcă să facă așa, lucrurile așa cum ne plac noi și după exigențele noastre. Avem în spate un vopsitor cu experiență pentru vopsitul la pistol, pentru că eu nu știu să vopsesc la pistol și, să fiu sinceră, nici nu vreau să învăț să vopsesc la pistol. Mie îmi place pensula mea. Pensula mea și auriul și atât. Suntem 5 oameni. Uneori mai extindem puțin, adică avem nevoie în vârfurile de lucru, cum spunem noi, de personal suplimentar part-time pentru șlefuit, dar în mare parte ne descurcăm noi. Nu e că nu facem față. În această călătorie am cunoscut oameni tare frumoși, oameni care ne-au ajutat să ne dezvoltăm, care ne-au susținut, care ne-au ajutat zilnic cu un sfat, cu o încurajare, cu absolut orice. Și spun de fiecare dată, mulțumim Tiunde pentru absolut tot și pentru că ne susții, pentru că de fiecare dată ne ajuți când avem probleme în ceea ce privesc și de vopseaua. Mulțumim Daniela Miloș, nu ai idee cât de mult îți mulțumim noi și nici măcar 5% nu ai idee cât de mult înseamnă pentru noi. Îi mulțumesc prietenei mele de la 7 dimineața pentru că s-au creat legături atât de frumoase în această branșă, uimitor pentru mulți poate. Noi nu suntem concurenți și creezi afinități. Nu ai aceleași pasiuni. Suntem stiluri diferite, suntem oameni diferiți, dar nu avem dreptul să fim răutăcioși unii cu alții. Nu avem voie să jignim, zic eu. Este doar părerea mea. Și nu ai voie să umilești. Respectă-l, dacă nu-ți place, mergi mai departe, taci. Una dintre colegele mele, nu vă spun numele ei, am un plan un picuț mai mare pentru asta. Înseamnă foarte mult pentru mine, ea știe
și dacă nu știe, o să se simtă. Pentru mine important este să știe ea că despre ea vorbesc. Este omul acela care atunci când îl suni îți răspunde, pe mine mă liniștește. Dacă mă supără ceva, cineva, o sun pe ea și ea răspunde: da, mă! Și spun: hai să fumăm o țigare, ce ți se mai întâmplă? Și nu știu, are un efect de asupra mea, reușește să mă calmeze. Ea este cea mai echilibrată, cea mai cu picioarele pe pământ. După aceea am cafeaua de la ora 7 de dimineață, îi spun eu. Este o altă prietenă cu care am creat o legătură tare frumoasă. Aici îmi dau lacrimile. O legătură tare frumoasă m-a făcut să mă ridic la ora 7 din pat. Doar ca să-mi beau cafeaua cu ea. Da, nu pot să vă explic. Vorbim despre ceva, că vorbim despre lucrările noastre, că bârfim, că vorbim despre familie, despre orice, despre căței noștri, despre orice vorbim, despre orice. Și frumos. Oamenii ăștia frumoși, la fel și cu ea, sper să reușesc ceva. La noi, nici măcar ele săracele, nu știu. Dar o să fie frumos. Vă mulțumim tuturor pentru încurajare. Pentru noi va fi un an fantastic. Un an cu proiecte la care lucrăm de ceva timp, un an în care avem proiecte ambițioase, cu piese tare frumoase. Ne reprezintă piesele respective și dacă până acum Auriu a fost prea mult, vă rog să vă pregătiți. Dacă o să vă doară ochii, ne pare rău, ne reprezintă pe noi și oamenii frumoși din spatele pieselor, dacă despre care o să vă vorbim o altă dată. Tot pe această cale vreau să vă anunț că ne lansăm canalul nostru de YouTube și vom posta o dată pe săptămână, încă nu am stabilit ziua, piesele la care lucrăm noi. Piesele care au fost lucrate de ceva timp, care au fost înregistrările, sunt făcute de anul trecut. Încercăm să vă prezentăm modul nostru de lucru. Felul în care lucrăm noi. Nu spunem că este cel mai bun, nu spunem că este perfect, nimic nu este perfect, vă spun încă o dată, dar modul nostru de lucru. Produsele pe care noi le agrem, pe care le folosim și le-am folosit de atât de mult timp, deja știți că îmi place vopseaua cu textură de cretă, pentru vopsitul la pistol nu folosim aceeași vopsea. Încercăm să vă prezentăm. Și cum toate au un final, trebuie să punem punct. Sunt sigură că v-ați dat seama că sunt olteancă și vorbesc mult deja și poveștile mele în scris erau prea lungi. Dar vă dați seama când am prins eu camera. Dacă v-a plăcut, vă mulțumesc. Dacă nu v-a plăcut, totuși vă mulțumesc. Vă mulțumesc în primul rând pentru răbdarea de a sta cu mine până la final. Vă îmbrățișez cu tot sufletul, cu toții să aveți un an fantastic, să aveți parte de tot ce-i mai frumos, să fiți veseli, să fiți fericiți și vă doresc multă culoare în viață. Râse, zâmbete colorate, viață colorată și doar zile colorate. Cu drag, Mihaela Marinescu.